Astăzi o să fie o zi în care o să trebuiască să mă descurc chiar fără fratele meu și a doua zi în care o să trebuiască să vedem ce se va întâmpla în toate zilele astea care o să mai fie. O să trebuiască să fac niște bodyguards pentru orice eventualitate ca să i-am pentru ceva ce se va întâmpla, dacă se va întâmpla ceva, că ăsta este un oraș foarte mare și nu se știe ce se poate întâmpla, pe cauze se pot întâmpla. Asta că o să facă să vreau niște bodyguards. Bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Dumneavoastră, ce faceți aici? Sunt niște bodyguards. Ok. Ce? De ce v-au zis așa? Mai bine vorbește celălalt. Sunt niște bodyguards, că am nevoie de niște șefi. Bun, și cât costă? 100 de lei? 100 de lei. Bun. Din pat la cuțul meu. Bun. Hai. Sunteți gata? Puteți intra la mașină pentru că o să mergem puțin în orașul la Mega City să vedem dacă mai este individul acolo. Vă rog să vă urmați. Mașina este puțin spartă. Haideți. Vă rog să vă urmați. Care e steaga să ne... Ok. Stați. Bună ziua. Bună ziua. Stați două secunde. Dumneavoastră, ce căutați aici? Vreau să vă întreb dacă vreți să participați la evenimentul nostru. Aveți un concert, un atau, că am nevoie de un festival. Ok. Cine a pus asta aici? Ok. Cam cât... Unde este doamna? Cam cât ar costa? Că vreau să fac o programare pentru mâine. Pentru mâine. S-ar putea? Un bilet costă 200 de lei. Ok, un bilet 200 de lei. Mâine o să fac și o programare. Vă rog să mă scrieți acolo. Mulțumesc! Ok, haideți, okay, urcați. La revedere! Luați-vă mașinile voastre. Vă rog, urmați-vă. Să vedem în Mega City. Fac aici să niște mașini. Doamne, mașina mea a luat-o razna. Ok, hai să vedem în Mega City. Bă, la aici este oameni care se plimbă. Ia, sunt aici în Mega City oameni. Dumneavoastră, ce căutați aici? Asta era orașul individului. Ce căutați aici? Eu sunt fratele individului. Păi și... Tu știi cine? Tu știi de ce a murit individul? Ce are lupul ăsta? Nu. Nu, că lupul ăsta... Asta. Individul a murit din cauza mea pentru că el mereu venea la mine, la usă, și mereu... N-a focat să-mi se dădea cu fel de grenade. Asta că sper că tu ești mai de treabă sau nu ești la fel ca el. Eu sunt mai de treabă ca el. Ok. Sper să nu vă lași de mine. Sper să nu fiți un dușman. Eu n-am nimica cu tine. Chiar n-am nimica cu tine, dar okay. Cu individul ăla aveam pentru că da, a murit. Numai, deci care că... Stați, m-am lovit. Că este un șofer. Unde sunteți? Eu sunt om de treabă, dacă stați să... Da. Individul era un om foarte rău și venea mereu la mine în oraș. Haideți să plecăm. Mulțumesc pentru înțelegere. Sper că nu o să se întâmple nimic, și da. Haideți, vă rog, urcați să mergeți spre casă. Spre casă. Mamă, dar mașina mea este foarte zurită. Dar cine-i toți acasă de mașina mea? Asta. Se face așa. Ce-a spus, doamnă? Acesta a găsit picuțul meu, e foame și lui. Gata. Da. A, mai doamna asta aici mai este, stați puțin, doamnă, vreau să vă mai întreb ceva, what?
Dacă pot să aduc și niște prieteni cu mine sau bodyguard. Da. Ok, okay. Deci festivalul este pentru mai mult. Mulțumesc. Haideți. Curge. Am făcut un accident. Mi s-a descărcat benzina. Stai, că nu iau bine, nu iau bine. Da, bodyguardii mei unde sunt? Au ajuns ei acasă cu bine? Gata, o să parchez aici. Bodyguardii mei au ajuns acasă? Domnul. Bun, ați ajuns, sunteți pregătiți, da? Dacă se întâmplă ceva, da? Da, da. Bun, următorul videoclip la 30 de like-uri.